Salut, sunt Dan Moldovan și astăzi vreau să-ți prezint o tastatură. Este o tastatură realizată de Logitech K400 Plus, un model îmbunătățit față de modelul anterior. Foarte ușoară, foarte utilă atunci când ai un televizor smart, când îți place să stai pe chat, pe o tabletă sau chiar și la telefon poți să conectezi, la laptop și la calculator, n-are sens să mai menționăm. După cum ați văzut la început, de multe ori unul dintre laptopuri îl mai conectăm la televizor. Dezavantajul este că atunci când vrei să schimbi filmul sau când vrei să cauți ceva pe internet în felul ăla conectat la televizor, trebuie să te tot scoli, să te plimbi, să te duci să tastezi sau să mișci mouse-ul. Atunci o tastatură de genul ăsta e nemaipomenită. Laptopul și măsuța pentru laptop pe care le-ați văzut, vi le-am prezentat în filme în urmă cu ceva vreme și le puteți vedea aici în cadruri. Poate fi folosit atât pe Windows cât și pe Linux. Pe laptopul pe care noi am testat-o și o folosim de acum încolo avem Linux, dar pe Windows se poate instala și un program care să-ți personalizeze anumite funcții la tastele care sunt disponibile pentru modificarea funcțiilor. După cum vedeți, eu mai am o tastatură de la Logitech. Logitech e o firmă în care eu am încredere. Am cumpărat de la ei și boxe, mai am și un mouse. Vi l-am prezentat în niște filme anterioare. Asta e o tastatură destul de grea, iar cealaltă e ușoară. Nu prea se pretează să o folosești așa pentru un televizor smart. Poți să o conectezi și la tabletă și la telefon, dar nu e făcută pentru așa ceva. Din contră, cealaltă e special pentru așa ceva construită, să o ții pe picioare, să o ții în mână, să stai la televizor, în pat, pe canapea, undeva relaxat și să te joci. N-ai nevoie de mouse pentru care zona asta tactilă care înlocuiește mouse-ul are și un buton aici care se folosește pentru click. Poți să folosești și celelalte două butoane care înlocuiesc butoanele de la mouse, stângul și dreptul. Ea vine cu două baterii. În descrierea ei de pe internet scrie că poți să o folosești cam un an jumate. Depinde acum la câte ori o folosești pe zi. Cealaltă tastatură o folosești și la laptop și la calculator cam 10 ore pe zi și are acumulator. Asta are baterii și vor trebui schimbate. Eu nu cred că acum un an chiar ține, dacă și eu aș folosi și tastatura asta tot atât cât o folosesc pe cealaltă, probabil că vreo 6 luni ar dura bateriile, dar puteți cumpăra după aceea acumulator și să-i reîncărcați. Cealaltă tastatură are posibilitatea să fie încărcată prin cablu ca un telefon. Pentru conectare la dispozitiv, telefon, laptop, tabletă sau televizor, are nevoie de un receiver. Receiverul se primește gratuit și poate fi conectat. Eu am mai făcut un test în care v-am arătat cum se poate conecta tastatura asta la telefon sau tabletă. Ca să folosești tastatura, ai nevoie să introduci receiver-ul în telefon, în laptop, în tabletă, în calculator sau în televizor. Pentru telefon și tabletă ai nevoie și de un cablu OTG. Am și cu cablu OTG făcut un film. Și puteți să-l vedeți, tot aici în cadruri apare undeva. Tastatura are un buton care îi permite să o ții oprită sau pornită, deci să mai salvezi din baterii. Imediat ce ai pornit-o și o conectezi. Da,
tableta sau telefonul îți spune că este o tastatură conectată sau un mouse, dacă ai un mouse. Și haideți să vedem. Să deschid. Deci deschid o notă. Aici tot eu m-am jucat cu tot felul de note. Și mă apuc să scriu. Este foarte ușor să scrii, foarte comod, foarte ergonomic, e foarte ușoară, poți să ții în mâini, pe picioare, un material plăcut și foarte ușoară. Și drept să vă spun, după ce am lucrat eu de câteva ori cu ea și am testat-o, tastele la tastatura asta îmi plac mult mai mult decât tastele la cealaltă, care oricum e și mai grea și nu se apretează să o ții pe tine, în pat, pe picioare și să lucrezi sau să te uiți la televizor cu ea, chiar dacă poți să o conectezi. Dar oricum la asta nu poți să te folosești de ea la capacitate maximă pentru că lipsește mouse-ul și atunci e mai complicat. Și marele avantaj la o tastatură de genul ăsta este că ai și funcția asta și zona asta tactilă care îți înlocuiește mouse-ul. E un fel de 2-in-1. Cam asta a fost prezentarea la tastatură. Dacă doriți o asemenea tastatură, eu am trecut în descrierea filmului un link spre un articol pe care l-am publicat pe blogul meu macrostandard.ro și acolo puteți găsi mai multe informații despre ea. Și am mai trecut și un link de unde puteți să vă cumpărați periferice realizate de Logitech. O să găsiți acolo oferte la mouse, la tastaturi, de la cele mai ieftine până la cele mai scumpe și vă alegeți magazinul de unde vreți să cumpărați, pentru că eu doar promovez respectivele produse. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție. Wow, cu tastatură? Ce mică e. Haina. Hai să vedem. Nu știu, mă comandă.